Producătorii interesați să exporte carne în China trebuie să primească acreditarea autorității veterinare competente din China, a anunțat șeful ANSVSA. Toate unitățile românești din industria alimentară care vor să exporte produse din carne trebuie să fie listate și acreditate de către autoritatea veterinară competentă din China, a declarat președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Vladimir Mănăstirianu. Potrivit acestuia, companiile trebuie să depună documentația necesară pentru a putea exporta carne și produse lactate în China. Pe partea de acreditare a unităților românești care vor exporta produse din carne, și aici este vorba de carcasă de porc, carne de vită, carne de oaie, lapte și produse din lapte, toate unitățile vor trebui să fie listate și acreditate de Serviciul Veterinar Chinez. Această acreditare se face în urma unei documentații pe care fiecare companie o va depune. Există posibilitatea ca organismul de acreditare din subordinea Administrației Generale pentru Controlul Calității, Inspecției și Carantinei din Republica Chineză să vină să mai verifice eventuale deficiențe constatate la auditul inițial și abia după aceea să fie listate și să fie trecute în lista unităților agreate pentru export în China, a spus Mănăstirianu. În luna februarie, ANSVSA a primit vizita reprezentanților Administrației Generale pentru Controlul Calității, Inspecției și Carantinei din Republica Chineză. În cadrul acestei vizite s-a semnat un protocol tehnic cu Administrația Generală pentru Controlul Calității, Inspecției și Carantinei din Republica Chineză privind exportul de carne de vită în China. China este interesată să importe din România anual minim 3 milioane de porci, 3 milioane de ovine și 500 de mii de bovine plus cereale.